Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Georgia Deaconu, maestrul tău Feng Shui și mă bucur să fiu și în această joi alături de voi. Așa cum v-am promis, urmează seria emisiunilor de cunoaștere. Există un plan pe care eu mi l-am făcut, așa cum v-am recomandat și vouă să vă faceți un plan, pentru că dacă suntem riguroși și ne propunem ca până la sfârșitul anului să învățăm bazele unei științe care ne poate aduce fericirea, armonia, bunăstarea și prosperitatea în viață, vă rog să fiți alături de mine pe parcursul tuturor emisiunilor pe care eu le fac, pentru că în fiecare emisiune urmează să descoperim lucruri extrem de interesante împreună și mai mult decât atât, urmează să învățăm principiile de bază ale unui Feng Shui corect. Aș vrea să vă povestesc un pic astăzi despre școala Feng Shui-ului, pentru că există diverse școli în Feng Shui, există diversi maestri care au catalizat Feng Shui-ul ca fiind o știință evolutivă, dar privită din diferite unghiuri. Și pe mine mă interesează ca voi să puteți avea o perspectivă cât mai clară a lucrurilor bine făcute, pentru că am avut diverse persoane care au venit la mine la cabinet cu case aranjate în diverse alte școli decât școala pe care o promovează Lilian Tu și din păcate lucrurile nu s-au așezat în structura energetică a casei lor așa cum ei și-au dorit, ajungând la mine cu o părere destul de șifonată despre modalitatea în care funcționează Feng Shui-ul. Deci ceea ce îmi doresc eu este ca voi să știți că Feng Shui-ul ca și știință reprezintă mai multe școli. Din punctul meu de vedere, ceea ce Lilian Tu promovează respectiv, știți foarte bine că Lilian Tu este una dintre cele mai mari maestre de Feng Shui din lume, care a scris nenumărate cărți și mai mult decât atât face anual diverse evenimente de Feng Shui în care ne transmite cunoașterea ei. După părerea mea, este cel mai complet sistem de Feng Shui care funcționează în atragerea armoniei în casa noastră. Și de ce consider acest lucru? Pentru că Feng Shui-ul pe care Lilian Tu îl promovează este Feng Shui-ul, școala Feng Shui-ului total. Respectiv, toate cele 5 școli din Feng Shui funcționează sub aceeași umbrelă. Umbrela fiind scopul de a armoniza și a atrage în structura energetică acea simbioză, acea vibrație care să ne facă să putem evolua de 10 ori mai repede. Și poate nu de 10 ori mai repede, poate de 100 de ori mai repede și conștientizând aceste salturi în evoluția noastră pe care le facem cu ajutorul Feng Shui-ului, să putem mai departe să promovăm această știință care ne aduce beneficii extraordinare. Pentru că am vorbit despre școala Feng Shui-ului total, care înglobează alte 5 școli de Feng Shui, vreau să vă aduc aminte cele 5 școli de Feng Shui care funcționează sub această umbrelă, dar nu înainte de a mă asigura că ați beneficiat de momentul vostru de 5 minute în fiecare dimineață, în care poate vă mai aduceți aminte că afirmația săptămânii era mă iubesc pe mine așa cum îi las pe ceilalți să mă iubească pe mine. Ei bine, afirmația săptămânii acesteia este fericirea este întotdeauna lângă o inimă iertătoare și o minte în pace. În acest sens, vreau să vă rog să vă integrați această afirmație gândindu-vă la faptul că mintea voastră este o minte în pace, iar inima voastră este o inimă iertătoare. Drept pentru care vă rog să vă notați acum ceea ce vă spun, pentru că în afirmația săptămânii acesteia, vibrația pe care voi urmează să o transmiteți este una extrem de importantă, este o vibrație care va aduce liniște, pace și armonie atâta timp cât voi sunteți cu inima deschisă. Deci vă rog, notați-vă ceea ce vă spun. Sunt pace și liniște interioară, iar mintea mea este o minte deschisă, liberă de orice judecată.
De ce vă spun că este liberă de orice judecată? Pentru că principiul de non-judecată este un principiu care nu vine în simbioză cu principiile Feng Shui. Mă refer la faptul că în condițiile în care judecăm oamenii pe care îi avem în viața noastră, vom da de înțeles că noi suntem cei mai deștepți, cei mai puternici, cei mai frumoși, cei mai străluciți și toți ceilalți care ne înconjoară sunt de fapt niște pigmei, sunt de fapt niște păcătoși supuși sistemului de greșeală și noi suntem cei care spunem da, asta este bine, ai făcut-o bine, drept pentru care poftim o recompensă, nu, asta este mai puțin bine, ca să nu spun greșită, da? Poftim o pedeapsă pe măsură. Deci, detașați-vă de acest sistem de judecată, includeți în structura voastră interioară sistemul de non-judecată, sămânța de non-judecată și veți vedea că în momentul în care vă deschideți inima și mintea, vă veți detașa automat de acest sistem de judecată care nu face decât să vă aducă surplus de consum de energie și dureri de cap. Presupun că nu aveți nevoie de dureri de cap, mai ales că în această săptămână mi-am propus, așa cum vă spuneam în emisiunea anterioară, să vorbim despre unul dintre cele mai importante sectoare ale casei și ale vieții noastre, sectorul de sănătate. Vă promisesem în emisiunea anterioară că vom vorbi în fiecare întâlnire a noastră de câte un sector în parte. Dacă vom avea timp, vom vorbi poate de două sectoare, dar cine știe, vom vedea exact cam cum se așează lucrurile și energia în emisiunea noastră. Pentru că ceea ce mi-am propus eu în seara aceasta este să vorbim despre cum ne stimulăm energia sănătății și, bineînțeles, cum reușim să ne deschidem mintea și inima pentru a capta întru totul această energie a sănătății. Foarte important, după părerea mea, este să știți că aceste aspecte vis-a-vis de școlile din Feng Shui nu ar trebui să vă fie străine, deoarece ele vă marchează orice moment din viața voastră. Dacă vreți să evoluați într-un anumit moment, aveți nevoie de sănătate. Dacă aveți nevoie de sănătate, trebuie să vă însușiți noțiunile de bază vis-a-vis de potențarea sectorului estic, care acest sector reprezintă sectorul de sănătate al casei și mai mult decât atât, e foarte bine să vă știți calculul numărului Kua. Vom vorbi despre calculul numărului Kua în emisiunea viitoare, pentru că este un aspect pe care probabil unii dintre voi l-au uitat, având în vedere că la târgul Body, Mind and Spirit multe persoane m-au întrebat, dar nu mai țin minte cum se calculează, cum țin cont de energia direcțiilor faste și nefaste. Ei bine, vom vorbi și despre aceste aspecte, dar în emisiunea viitoare sau dacă ne rămâne timp, vom vorbi chiar în această emisiune. Întorcându-ne la afirmația săptămânii, țineți minte ce v-am rugat. Da, sunt energie creatoare, sunt o inimă deschisă și o minte, o inimă iertătoare și o minte deschisă. În condițiile acestea, cu siguranță, energia voastră se va așeza în așa fel încât tot ceea ce emanați de jur împrejurul vostru să vă aducă iubire, bunăstare și prosperitate. Întorcându-ne la școala Feng Shui total, vă spuneam că aș vrea să reiterăm cele 5 școli din Feng Shui, respectiv școala busolei, care este una dintre cele mai importante. Și vreau să vă notați, pentru că voi explica din nou cum se face măsurătoarea în casă. Vom trece prin toate școlile astăzi și vom vorbi despre potențarea sectorului de sănătate. Deci, aceasta este o busolă de tip Feng Shui. Vă rog să vă notați faptul că această busolă, pe lângă faptul că indică punctele cardinale, da, mai are încă un cadran de jur împrejur în care ne indică energia
locurilor pe care noi o măsurăm. Important este ca în momentul în care voi faceți această măsurătoare să țineți busola în plan orizontal, exact așa, da, la nivelul ombilicului și să observați că avem două săgeți, una roșie și una albă. Săgeata roșie va indica în permanență, deci vedeți aici săgeata roșie, da, va indica în permanență sectorul nordic. Ca să poată să indice sectorul nordic, voi veți învârti această busolă, ea nu se mișcă în momentul de față pentru că este în plan vertical, dar în momentul în care o aveți la nivel orizontal se mișcă, da? Deci, o veți învârti astfel încât sectorul nordic, adică acolo unde scrie N, da, nordul, se va suprapune cu acul roșu al busolei, iar sectorul sudic va fi indicat de către săgeata albă, cealaltă săgeată, săgeata albă. Bun, în condițiile în care avem acest instrument, da, avem această busolă, fără de care degeaba vrem să ne ameliorăm energia în casă, pentru că nu știm punctele cardinale. Punctele cardinale sunt esențiale în momentul în care vrem să ne facem un feng shui cu o acuratețe științifică, deoarece fără ele nu vom putea identifica niciodată exact cele 8 palate ale casei. Dacă ne orientăm după zona unde răsare soarele sau după locul unde bat clopotele bisericii sau mai știu eu ce alte indicii de genul acesta, vă spun că feng shui-ul va fi unul extrem de evaziv care căror efecte vor întârzia să apară. Pentru că în aceste condiții, dacă lucrurile sunt inexacte și efectele pe care noi le solicităm vor fi la fel de inexacte. Deci totul pleacă de la această măsurătoare, totul pleacă de la școala busolei. Bineînțeles că în cursurile mele de Feng Shui îi învăț pe cei care vin să-și facă măsurătorile cu exactitate maximă, pentru că acest aspect de măsurare a spațiului atât exterior cât și interior reprezintă startul de la care noi putem face într-adevăr un feng shui cu o acuratețe științifică, un feng shui care să funcționeze în interesul locuitorilor casei. Deci, foarte important, luați acest instrument care se cheamă busolă, da, cu două ace, unul alb și unul roșu, îl învârtiți în plan până când acul roșu se va suprapune cu săgeata care indică nordul, respectiv N, da? Inițiala N, și în momentul acela veți identifica sectorul nordic. La fel de important este ca în momentul în care vă faceți o măsurătoare în casă să aveți o schiță a casei alăturată. Dacă mă întrebați dacă această schiță trebuie să fie la scară sau să fie o mâzgălitură cumva așa pe un caiet, vă spun că vă recomand chiar releveul cadastral, pentru că aveți nevoie de o acuratețe și o precizie maximă. În momentul în care măsurați casa voastră, notați-vă punctele cardinale pe care voi le identificați pe schița casei voastre în dreptul fiecărei uși sau fiecărui geam din casă. Dar până să ajungem să măsurăm în interiorul casei, vom măsura în afara casei și măsurătorile în afara casei privesc mai multe aspecte și, bineînțeles, mai multe școli ale feng shui. Revenind, pentru că v-am spus, este o incursiune destul de solicitantă feng shui-ul adevărat, dar dacă știm să urmărim și să ne facem un plan extrem de fin al lucrurilor pe care le vizăm, cu siguranță ne va ieși și vom reuși să identificăm punctele mai puțin benefice și cele benefice ale casei noastre. Deci, întorcându-ne la școlile din Feng Shui, am identificat prima dintre aceste școli, care este școala busolei, unde folosim acest instrument, instrumentul busolă, pentru a ne identifica punctele cardinale din casă și a trasa cele mai importante aspecte, respectiv cele 8 palate ale
casei. Mai departe vorbim despre un principiu foarte important. El nu face parte neapărat dintr-un concept de școală, dar este un principiu de bază în Feng Shui. Este vorba despre principiul Yin-Yang. Principiul Yin și Yang, energia masculină și energia feminină, respectiv energia Yang, energia masculină, energia Yin, energia feminină, reprezintă acea polaritate care ne identifică modalitatea în care noi putem folosi cele cinci elemente în a potența ceea ce ne interesează pe noi. Adică un element Yin, care reprezintă o energie ascunsă, o energie lunară, o energie feminină, în momentul în care îl vom interacționa cu un element de tip Yang, bineînțeles că el va fi și mai mult estompat, dar vom vedea exact la momentul potrivit cum se pot face aceste combinații de elemente, pentru că există maestri Feng Shui atât în România cât și la nivel internațional care folosesc mai puțin remediile tradiționale, cele de simbolism și de materialitate sub formă a statuetelor sau a simbolurilor clasice, vezi cele 8 simboluri tibetane sau remediile de tip rațe mandarin, câini cilini, câinii fu, placa taisui sau alte elemente de genul acesta, și se folosesc doar de școala celor 5 elemente, care de altfel este una dintre cele 5 școli ale Feng Shui-ului pe care o vom folosi în momentul în care ne asamblăm toate informațiile din casă. Dar până să ajungem la școala celor 5 elemente, vreau să vorbesc un pic despre școala animalelor celeste. Este vorba despre școala formei și a culorii, pe care știm bine că în structura antică a celor care făceau Feng Shui-ul în vechea Asie, totul a plecat de la formă și culoare. Vorbim despre cele 4 animale celeste care sunt identificate cu forme geografice sau geomorfice, astfel încât ele să ne poată echilibra casa atât din exterior cât și în interiorul nostru. Foarte important pentru voi este să știți că fiecare din aceste 4 animale celeste, pentru că 4 avem, reprezintă câte o formă de relief care se regăsește în spațiul în care noi ne aflăm. Adică chiar dacă suntem într-un oraș în care o mare parte dintre noi stăm la bloc, vom identifica celelalte case, blocuri, parcuri, alei și așa mai departe, sub forma cea mai plastică posibil, incluzând aceste așa zise forme de relief în structura energetică a școlii formei, respectiv școala animalelor celeste. Și ca să nu mai lungesc vorba, cele 4 animale celeste sunt amplasate pe cele 4 sectoare principale ale casei, respectiv sectorul nordic, care reprezintă sectorul de carieră, este reprezentat de broasca țestoasă. Atenție, broasca țestoasă, nu broasca de bani. Da? Pentru că broasca de bani nu este țestoasă. Broasca de bani este acea broască cu 3 picioare, care pe spate are reprezentația carului mare. Deci vorbim despre broasca țestoasă, cea care este reprezentată sub forma unui deal și care ne dă stabilitate pentru tot ceea ce înseamnă partea de carieră și evoluție în carieră. Pe sectorul sudic vom avea pasărea Phoenix. Pasărea Phoenix reprezintă deschidere. Știți bine că coada păsării Phoenix este ondulată, este ca o vale, și în aceste condiții ne vom reprezenta această vale, această coada păsării Phoenix prin deschidere. Dacă în fața blocului nostru, care întâmplător se află pe sectorul sudic, foarte important să luați punctele cardinale, revin, mai întâi școala busolei, da? După ce luați punctele
cardinale vedeți dacă blocul vostru are orientarea, adică deschiderea, adică locul în care se intră în bloc către sectorul sudic și are o deschidere destul de mare în față, fără să fie obstrucționată de un alt bloc sau de o altă casă, sau nu are o alee îngustă, micuță, prin care trece doar o energie ușor sensibilă, dar care este blocată de un bloc de 10 etaje, în acele condiții, Phoenix-ul, adică faima noastră, da, va fi reprezentată într-o manieră cât se poate de bine aspectată. Pentru că este important, dacă tot muncim în viața asta, măcar să avem și recunoaștere. Faima, nu vă gândiți că o să ajungeți neapărat pe prima pagină a revistelor internaționale. Da, este posibil și acest lucru, bineînțeles. Dar faima nu înseamnă că dacă blocul meu are deschidere foarte bună, voi deveni celebru peste noapte. Nu, înseamnă implicit recunoaștere la locul de muncă, recunoaștere în familie, pentru că există, din păcate, momente în care interacțiunea dintre soți, interacțiunea în cuplu, își pierde valoarea cea mai importantă, respectiv respectul unul față de celălalt, și atunci recunoștința unuia față de celălalt scade. Și în condițiile în care această recunoștință scade, bineînțeles, și modalitatea în care noi ne vedem unul pe celălalt va fi una deficitară. Știți bine că fiecare dintre parteneri se oglindește în celălalt, adică partenerul masculin, yang-ul, se oglindește în partenerul feminin, în yin, și partenerul feminin se oglindește în partenerul masculin. Și în condițiile în care stima noastră de sine este scăzută și de asemenea respectul este în cădere liberă, nu vă așteptați ca respectul celorlalți să fie wow. Pentru că totul pleacă din nucleul de bază, totul pleacă din familie, și în acest context, dacă noi nu ne iubim în parteneriatul de viață lungă pe care l-am semnat împreună cu partenerii noștri, atunci și ceilalți din jurul nostru vor avea o atitudine aproximativ similară. Întorcându-ne la cele patru direcții reprezentate de către animalele celeste și la școala formei, țineți minte, broasca țestoasă, avem cocoașa broaștei țestoase. Pasărea Phoenix, avem o vale, o deschidere reprezentată de coada păsării Phoenix. Mai avem alte două sectoare principale, respectiv sectorul de est și sectorul de vest, care reprezintă alte două animale celeste foarte importante. Sectorul de est este sectorul de sănătate, reprezentat de dragonul verde, dragonul care vine să susțină energia sănătății și energia bărbatului în casă. Deci dacă veți vedea blocuri în trepte sau blocuri mai înalte pe sectorul estic vis-a-vis de casa în care stați voi, vis-a-vis de blocul în care stați voi, atunci să știți foarte bine că persoanele care locuiesc în acel imobil sunt persoane conduse de către forța masculină, de către forța yang. Forța yang fiind mult mai bine potențată și mult mai bine asamblată în structura energetică a imobilului respectiv. Dacă însă avem mult mai proeminent sectorul de vest, da, care reprezintă tigrul alb, acest sector de vest reprezintă energia feminității, energia yin, energia patroanei casei, cea care păzește comoara ascunsă a casei. Bineînțeles că și acest sector ar fi ideal să fie bine aspectat, deși în structura energetică a Feng Shui-ului universal, energia yang, energia solară, este cea care ne dă viață și este cea care ne alimentează. Forma ideală a unei case care se află pe sector nord, sud, est, vest, da, în conformația sud în față, nord în spate, este ca sectorul de est, adică dragonul verde, să fie mult mai bine aspectat față de sectorul de vest, unde avem
acest tigru alb reprezentat prin diverse coline sau un acoperiș mai puțin țuguiat al unei case sau o casă mai puțin înaltă față de înălțimea blocului în care stăm noi. Iată că această a doua școală a Feng Shui-ului ne indică extrem de bine și extrem cu multă acuratețe cât de bine aspectate sunt aceste aspecte în interiorul familiilor care locuiesc în imobilul respectiv sau în casele pe care noi le analizăm. După ce am văzut aceste două școli, respectiv școala busolei și școala formei, școala animalelor celeste, mergem mai departe către școala celor cinci elemente. Această școală a celor cinci elemente este un tumult de cunoaștere, pentru că cele cinci elemente, pe lângă cele trei cicluri, ciclu de producție, ciclu de consum și ciclu destructiv, mai au, bineînțeles, și alte interpretări ascunse pe care le vom descoperi în momentul în care, într-adevăr, ne dorim să facem un feng shui extrem de riguros și extrem de bine argumentat față de locuitorii casei. Vom vorbi în partea a doua a emisiunii despre școala celor cinci elemente, dar până la pauză vreau să vă aduc aminte și celelalte două școli din Feng Shui pe care le avem ca și completare a unei imagini de ansamblu. Este vorba despre școala stelelor zburătoare, care această școală a stelelor zburătoare vine să înnobileze energia casei și, bineînțeles, școala celor opt palate, harta Pacua, care ne delimitează cele opt aspirații ale casei și cu fără de care nu putem ști cam ce ar trebui să potențăm în casa noastră, mai mult sau mai puțin în funcție de locuitorii acestei case. Vă aștept după pauză cu următoarele trei școli și, bineînțeles, nu uitați cu potențarea sectorului estic, sectorul de sănătate. Bine v-am regăsit, o luăm de acolo de unde am lăsat informația, respectiv de la școala celor cinci elemente, care, așa cum vă spuneam, reprezintă un principiu de bază primordial în momentul în care dorim să aliniem lucrurile în favoarea noastră. Vă spuneam în prima parte a emisiunii că sunt maestri Feng Shui atât la nivel național cât și la nivel internațional care folosesc doar acest principiu de bază în a-și creiona remediile, pentru că forma și culoarea reprezintă un punct extraordinar de susținere pentru modelarea energiei care ne înconjoară. Dacă este corect, da, este foarte corect, este extrem de benefic, dar la un anumit moment dat poate fi incomplet. De ce vă spun acest lucru? Pentru că energia simbolurilor, despre care vom vorbi data viitoare, vine să ne susțină tot ceea ce școala celor cinci elemente vine să pună ca și bază. De exemplu, avem pe un perete nordic care reprezintă cariera elementul apă. Da? Știm bine că pe sectorul nordic avem elementul apă ca și element specific și vom reuși să potențăm cariera noastră amplasând apă yang în acest sector. Este bine sau nu este bine? Apa yang, știm bine că nu o putem potența numai din formă și culoare. Deci, va trebui să amplasăm ori un acvariu în care să se plimbe liber niște peștișori, ori o fântână de apartament sau chiar, dacă stăm la curte, o fântână în dimensiuni cât se poate de mari, pentru a potența aspectele de carieră în viața noastră.
noastră. Deci, iată, aceste elemente de remedii se suprapun peste școala celor 5 elemente și vin să înnobileze această școală, subliniind și dezvoltând energia pe care noi, prin conjuncția celor 5 elemente, o facem. Și aș vrea să trecem un pic în revistă conjuncția dintre cele 5 elemente, având în vedere că, după părerea mea, fără aceste 5 elemente am putea deja să ignorăm știința Feng Shui-ului și să ne îndreptăm către alte științe, poate mai mult evoluate, dar din fericire pentru noi avem această știință, avem această școală a celor 5 elemente care ne completează și ne integrează în știința Feng Shui-ului energia culorilor și a formei. După cum știți, cele 5 elemente sunt apă, lemn, foc, pământ și metal. Voi le-am enumerat exact așa cum ele de altfel se află în ciclul de producție, în ciclul constructiv, respectiv apa hrănește lemnul, lemnul produce foc, focul produce pământ, pământul are în subsol metal, iar metalul prin condensare produce apă și tot așa. Deci, acest ciclu apă, lemn, foc, pământ, metal reprezintă ciclul constructiv, ciclul de producție pe care noi îl putem folosi de fiecare dată când suprapunem aceste elemente peste harta Pacua a casei noastre. Harta Pacua reprezintă și ea una dintre școlile din Feng Shui, dar vom vorbi imediat despre aceste aspecte. Vă propun ca în emisiunile următoare, deși mi-am stabilit deja să vorbesc de câte un sector în parte și cum îl potențăm, vă propun să dezbatem și câte una dintre școlile de Feng Shui, pentru că astfel veți avea o imagine mult, mult mai clară cum putem potența lucrurile din viața noastră, fără să mai cheltuiți foarte, foarte mulți bani. Dacă, bineînțeles, vi se pare complicat, îmi puteți întotdeauna da un telefon sau îmi puteți scrie pe adresa emisiunii Totul este Feng Shui, pentru că în aceste condiții eu voi fi alături de voi, chiar dacă nu vă răspund în acel moment, cu siguranță am să văd mesajul vostru și în decurs de o zi, maxim 2-3, vă răspund în conformitate cu solicitările voastre. Revenind la școala celor 5 elemente, deci am reiterat ciclul constructiv, ciclul de producție, ciclul de consum este inversat celor de ceasornic, da? Deci vom considera că lemnul consumă apa, apa consumă metalul, metalul consumă pământul, pământul consumă focul și focul, bineînțeles, consumă lemnul. Deci, iată, am fost odată în sensul acelor de ceasornic, o luăm acum în sens invers acelor de ceasornic, care să vedem care este ciclul de consum al celor 5 elemente și vă recomand dacă, de exemplu, aveți momente în care identificați faptul că nu merg anumite lucruri în viața voastră în sensul în care voi vă doriți, să folosiți un element care să consume energia zonei respective, pentru că probabil este o energie mai puțin fastă și se vor manifesta efecte în conformitate cu acea energie. Pot de altfel să vă dau și un exemplu. Dacă, de exemplu, în acest an suntem cu steaua 1 pe centrul chartului, adică pe centrul astrogramei. Și cel mai afectat sector este sectorul sudic, adică faima, da? Știm foarte bine, sectorul sudic este un sector de foc. Vom vorbi la momentul Pacua, în care vom reitera elementele fiecărui sector în parte. Acest sector de foc în acest an are o stea de dezastre, adică steaua 5. Steaua 5 fiind o stea de pământ, spuneți-mi voi, vă rog, care este interacțiunea dintre foc și pământ. Știm bine că focul potențează pământul. Deci dacă ne vom folosi de energia focului în acest an, nu vom face decât să activăm și mai tare energia stelei 5, energia de dezastre. În acest sens, vom folosi un element care să estompeze energia pământului, da? Și în același timp să minimalizeze și energia focului, care de altfel se manifestă din plin pe sectorul sudic.
În acest sens, vă întreb, care credeți că ar fi elementul propice pentru a putea estompa energia Pământului, da? Și vom vedea că în ciclul destructiv pe care încă nu l-am reiterat, lemnul distruge Pământul, deși Pământul este consumat de metal. Și vom vedea că dacă vrem să estompăm energia Pământului, vom folosi cu specificație energia metalului. De ce? Pentru că metalul în interacțiunea cu Pământul îl consumă și putem folosi un metal yang. Ce înseamnă un metal yang? Înseamnă un metal care este plin de viață, respectiv clopoței de vânt, un perpetuum mobile, un pendul, un ceas. Sunt foarte multe elemente de metal yang pe care le puteți folosi astfel încât energia lui stelei 5, stea de dezastre, să poată fi estompată. Și dacă mă întrebați cum interacționează metalul în relația cu focul, vom ajunge la concluzia că focul distruge metalul, deci se află pe ciclu destructiv, dar dacă punem un metal yang, vom vedea că focul va fi și el un pic estompat. Drept pentru care puteți folosi în acest sector, mai ales caii, veți putea folosi această energie a metalului yang care ne va ajuta să minimalizăm efectele stelei 5. Pentru că tot am vorbit despre energia stelei 5 și energia sudului, vreau să vă recomand una dintre cele mai puternice amulete ale acestui an. Este vorba despre amuleta celor 5 elemente cu soarele și luna, da? Iată, vedem aici energia solară, cea a punctului roșu, și luna, care este reprezentată de desubt. Nu știu cât de bine se vede, dar aici, pe mijloc, avem simbolurile tibetane care înglobează protecția divină, iar această pagodă a celor 5 elemente cu soarele și luna este o pagodă pe care o puteți folosi cu succes în momentul în care vreți să estompați energia stelei 5 de galben. De ce se cheamă energia stelei 5 de galben? Pentru că steaua 5 este o stea de pământ, este o stea nefastă și în aceste condiții ea trebuie estompată. După cum vedeți, și această amuletă este tot din metal, da? Deci inclusiv Marea Maestră Lilian Tu vine cu amulete de metal pentru estomparea energiei nefaste de distrugere. Mergem mai departe și vreau doar să vă aduc aminte de faptul că în ciclul destructiv focul distruge metalul, da? Lemnul distruge pământul, pământul distruge apa, iar apa distruge focul. În aceste condiții știm foarte bine că vom folosi doar la momente de criză maximă, cum este de exemplu această stea 5 de distrugere care acționează în toate aspectele vieții noastre, pe sectorul sudic, sectorul faimei. De aceea, în acest an, am recomandat la momentul schimbării anului lunar, adică atunci când am intrat în anul cocoșului, am recomandat ca sectorul sudic să fie mai puțin potențat în acest an și, bineînțeles, toți cei care sunt predispuși să iasă la rampă, să beneficieze de foarte multă faimă și foarte multe aplauze, să o facă într-un mod mai discret pentru că atrag energia distrugerii, energia acestei stele 5. Dar dacă poartă amuleta pagodei cu cele 5 elemente cu soarele și luna, au șansa de a fi protejați. Mai mult decât atât, amuleta puterii divine, din nou vorbesc despre ea, este o amuletă extrem de puternică pe care o recomand tuturor celor care vă știți predispuși energiilor nefaste, energiilor de distrugere, energiilor de transformare interioară. Și vreau să vă mai povestesc câteva lucruri foarte importante vis-a-vis de ciclul elementelor. Conjuncția elementelor depinde foarte, foarte mult de amplasarea hărții Pakua. Și venim, iată, la cea de-a cincea școală din Feng Shui, școala Pakua, școala celor opt palate, care
ne descrie faptul că fiecare sector al casei, respectiv cele patru puncte cardinale principale și cele patru puncte cardinale secundare, au o anumită energie. Așa cum v-am promis, vom vorbi în fiecare emisiune despre câte una dintre școlile de Feng Shui pe larg, pentru că în momentul în care vom ști cum se poate potența această hartă Pacua, vom interacționa și vom include ciclul celor 5 elemente peste harta Pacua, care inclusiv va cuprinde interacțiunea dintre elementele de bază. Vă spuneam că sectorul de nord este sector de apă, respectiv sector de carieră, iar sectorul nord-sudic este sector de faimă, sector element foc. Mai departe, celelalte două sectoare principale, respectiv estul și vestul, vă mai aduceți aminte ce am vorbit la școala animalelor celeste, reprezintă estul sănătatea, da, și poate fi reprezentat de dragonul verde, aducându ne aminte de animalele celeste, iar vestul reprezintă sectorul copiilor. Foarte important este de știut că acest sector este un sector de metal, în condițiile în care pe acest sector în anul 2017 avem o stea 3. Steaua 3 care afectează atât cocoșii care se află pe sectorul vestic, cât și toate persoanele care sunt în alianță cu acești cocoși. Bineînțeles, dragonul este și el afectat, fiind prieten secret al cocoșului, și aliații cocoșului de asemenea trebuie să aibă și ei grijă cum își gestionează conflictele interioare vis-a-vis de această stea 3. Cum putem să estompăm efectele acestei stele 3? Iată, v-am adus aici să vă arăt amuleta cu Garuda. Este vorba despre acest vultur extraordinar care poartă în ghiare elementele celor trei stele, da? Deci iată, cele trei stele vin să fie purtate de acest vultur cu aripile deschise departe, dincolo de noi. Deci acest vultur, iată, pe partea cealaltă avem simbol de protecție pe care vulturul îl transmite prin forța sa acestor trei stele. Steaua 3, o stea de discordie, o stea de invidie, o stea care generează tot ceea ce înseamnă parte de bârfe, de neînțelegeri, de certuri. Nu ne place această stea, din acest sens ne folosim de amuleta cu Garuda, care îndepărtează energia stelei 3. Foarte important, pentru că v-am promis că vom vorbi și de cum potențăm sectorul estic, sectorul de sănătate, este să țineți cont că fiecare zodie în parte, în fiecare an, trebuie să se folosească de niște amulete și remedii absolut obligatorii. Bineînțeles, zodiile care beneficiază de așa zisele energii extraordinare trebuie să atragă această energie extraordinară către ele și nu sunt scutite de a se însoți de energia mentorilor divini, așa cum v-am anunțat în emisiunea anterioară. Inclusiv aceste amulete, când le purtăm, trebuie să le activăm și dacă doriți să le activați, vă rog, scrieți-mi pe adresa emisiunii Totul este Feng Shui, pentru că am să vă spun în mod expres cum se face activarea fiecărei amulete în parte. Am ajuns la harta Pacua vorbind despre sectorul nordic și sectorul sudic și despre sectorul vestic, sector de copii, și sectorul estic, sectorul sănătății. Mai avem celelalte patru subdirecții, respectiv sectorul de nord-est reprezintă educația, iar anul acesta educația trebuie să fie la mare valoare. Vă aduceți aminte, în emisiunea trecută vorbeam despre energia Taisui-lui, vorbeam despre faptul că toți cei care se angrenează în energia scolastică vor reuși mult mai bine să-și atragă succesul în viața lor în anul acesta. De aceea vreau să vă recomand să vă catalogați și să vă creionați un plan în care voi să puteți evolua prin învățătură în acest an. În sectorul nord-est, în acest an avem așa zisa energie
de iubire, pentru că ea nu este numai iubirea către partenerul ideal, este inclusiv iubirea florii de piersic. Beneficiază de această energie tigrul și bivolul, deci aceste două zodii sunt privilegiate în anul 2017, dar să știți că nu numai ei, și toți aliații lor prin structura energetică. După cum știți, tigrul face alianță cu alte două zodii, respectiv câinele și calul, fiecare dintre ei la rândul lor, având prieteni secreți, generând energie pozitivă pe aspectele de alianță între triunghiurile diplomaților și triunghiurile intelectualilor, iar celelalte două zone sunt bifate de către zodia bivol, care în alianța sa cu celelalte zodii bifează triunghiul justițiarilor și cel al independenților. Bineînțeles că în momentul în care noi am înglobat tot ceea ce reprezintă zodiacul chinezesc, ajungem la concluzia că anul acesta toată lumea beneficiază de această stea florii de piersic și de energia dragostei. De aceea anul acesta este un an extrem de benefic pentru căsătorii, este un an extrem de benefic pentru copii, pentru parteneriate de lungă durată, pentru apariția unor suflete noi în viața noastră, și toți cei care au evenimente de genul acesta în familie am putea spune că sunt binecuvântați în acest an. Întorcându-ne la celelalte trei subdirecții, ne-a mai rămas direcția de sud-est, care reprezintă prosperitatea și despre care vom vorbi în emisiunea viitoare, o emisiune întreagă despre cum ne potențăm prosperitatea, la fel cum în această emisiune mi-am propus cum ne potențăm sectorul estic. V-am adus în acest sens și câteva remedii și câteva brățări amuletă pentru a le vedea, și nu numai a le vedea, a le și cunoaște structura lor energetică. Și pentru că vorbim despre sectorul estic, sector de sănătate, unde vă aduceți aminte, dragonul verde este cel care poartă standardul de sănătate dincolo de munți. Iată, avem o brățară amuletă care vine cu energia întregului univers, da? Toate cele cinci elemente se regăsesc în această brățară amuletă, care are cristale deosebit de puternice. Avem de asemenea mantra de manifestare a lucrurilor în viața noastră pentru atragerea sănătății. Energia universului vine să acționeze în favoarea noastră împreună cu energia celor apropiați. Iată două frunze de stejar care sunt aproape de noi și reprezintă subtilitatea cuplului, care vine să întărească energia sănătății. Pentru toți cei care vă simțiți cu energia șubredă, vă recomand cu toată dragostea această brățară amuletă, care cuprinde în structura ei inclusiv vibrația întregului univers. Ați văzut foarte bine că în toate remediile și amuletele pe care Marea Maestră Lilian Tu le-a scos în anul 2017, adică le-a promovat în anul 2017, avem de a face cu energia lunii și a soarelui. Avem energia universului care vine să întărească startul stelei 1, stea de victorie, stea de începuturi. Deci această brățară pe care vi-am arătat și ea vine să întărească această energie. Bineînțeles că ea mai are o variantă în care o puteți găsi împreună cu simbolul de sănătate, uluul sau vuluul, dar dacă sunteți interesați, îmi puteți scrie pe Facebook-ul emisiunii, bineînțeles. Important este să știți că acest sector de sănătate îl puteți potența prin vibrația voastră interioară corectată de remediile și brățările amuletă pe care le puteți purta. Mai mult decât atât, avem o amuletă extrem, extrem de puternică. Este vorba despre vuluul sau uluul cu pasărea Garuda, cu energia lunii și a soarelui. Iată, din nou avem soarele și luna,
Foarte important ca să știți cât de important este momentul astral care ne aduce schimbarea în viața noastră, iar pe partea aceasta avem energia bunăstării cu tot ceea ce înseamnă vasul de prosperitate în structură divină. Bineînțeles, avem din nou mantra de protecție, pentru că cei care sunt predispuși la energia îmbolnăvirii, în principal sunt zodiile care se află pe sectorul de nord-vest, iar această amuletă foarte puternică vine să corecteze și să îndepărteze bolile din structura energetică a nord-vestului. Cele două zodii afectate în principal și care trebuie să aibă grijă un pic de sănătatea lor în anul 2017 le reprezintă câinele și încă o zodie care mi-o mai aduc aminte, dar o să mi-o aduc aminte. Important este că în anul 2017 toți cei care poartă această amuletă vor reuși să depășească orice fel de impediment de sănătate. Pe lângă aceste aspecte vreau să vă arăt brățara cu peridot, care această brățară vine să alimenteze tot ceea ce înseamnă vibrația de sănătate. Iată simbolul de sănătate în capătul acestei brățări. Peridot și vulu, da, sau ulu, iată-l aici, elementul de sănătate, este o brățară pe element lemn. Din fericire pentru noi am putea spune că avem toate brățările reprezentate în toate elementele, pentru că fiecare dintre noi știm bine că suntem născuți în diferiți ani specifici fiecărui element în parte și vă recomand, în funcție de specificitatea zodiei voastre, să vă alegeți brățările de sănătate. N-am apucat să terminăm ceea ce înseamnă harta Pacua. Vom continua în emisiunea viitoare cu harta Pacua. Bineînțeles, mai sunt alte două subsectoare foarte importante, după părerea mea, sectorul mentorilor, respectiv sectorul de nord-vest și sectorul de sud-vest, care reprezintă sectorul dragostei. Vom vorbi și despre aceste două sectoare în emisiunea viitoare și mai mult decât atât, vom continua cu sectorul de prosperitate. V-am promis că vom vorbi despre sectorul de sud-est în emisiunea viitoare, cum potențăm sectorul de prosperitate și cum asamblăm, iată, toate informațiile pe care noi le-am creionat din momentul în care am început să reiterăm școlile de Feng Shui, astfel încât casa noastră să fie cât mai armonioasă, cât mai benefică pentru structura noastră interioară. Dar pentru că mai avem puțin timp, aș vrea să vă aduc în atenție pagoda celor 5 elemente, acea pagodă clasică pe care deja o știți cu toții, iată pagoda celor 5 elemente cu pomul vieții, în comparație cu pagoda celor 5 elemente cu soarele și luna, pe care o recomand celor născuți în această, în zodia calului. Pagoda celor 5 elemente clasică, care vine împreună cu energia pomului vieții și cu energie de manifestare, da, o poate purta absolut oricine care este predispus unor evenimente nefaste. Ce înseamnă evenimente nefaste? Înseamnă divorțuri, despărțiri, procese, înseamnă boli acute, înseamnă neînțelegeri la serviciu, deci toate aceste evenimente pe care le traversați, le puteți traversa mult mai ușor până la finalul lor, dacă vă veți folosi de energia acestor remedii. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Veți vedea în următoarele emisiuni cum continuăm cu amplasarea tuturor structurilor energetice în casa noastră și, bineînțeles, totul este Feng Shui alături de voi, va fi să vă consilieze la orice fel de întrebare pe care o aveți depus pentru atragerea armoniei în structura voastră interioară. Vă mulțumesc și vă urez o săptămână minunată, totul este Feng Shui!